seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bună seara, prieteni, bine v-am găsit aici la dumneavoastră acasă, în acest sat minunat, frumos, plin de oameni minunați. Vă rog, care sunteți pe la umbră, hai să veniți aici în față, să vă vedem, să ne vedem, să ne auzim, pentru că e un eveniment extra mega frumos care se întâmplă astăzi aici în satul dumneavoastră, un eveniment pe care l-ați așteptat, pe care îl meritați și care cu siguranță de azi înainte vă va aduce doar bucurii și emoții pozitive. Vreau din start să vă rog să dați aplauze și să întâmpinăm aici conducerea de vârf a Raionului Orhiei în frunte cu domnul președinte Dinu Țurcanu. Îi salutăm cu mare drag și le mulțumim! Le mulțumim că sunteți, sunt alături de noi, sunt parte acestui eveniment frumos. Domnule Țurcanu, și eu am rămas surprins de acest lucru minunat care se întâmplă. Oamenii frumoși vă întâmpină cu acorduri de fanfară! Așa! Ce poate fi mai frumos, oameni buni, decât emoțiile deosebite? Mulțumim, domnul primar! Mulțumim la toată lumea pentru această primire călduroasă pe care s-a oferit-o domnului președinte și întregii echipe, oamenilor care au venit de la Raion aici să fie alături și împreună cu dumneavoastră. Un strop de vin de aici, de la Mărzești, să-l ciocniți și să vă fie într-un ceas bun și cu acest proiect să nu vă învechiți și cu altele să vă înnoiți. Felicitări la mai mult, la mai mare, mulțumim domnule președinte Dinu Țurcanu pentru prezență și pentru toate lucrurile frumoase pe care le faceți. Dragi prieteni, până să invit oficialii aici în scenă, până să invit oamenii care au făcut posibil acest eveniment deosebit, eu vreau să vă rog să vă concentrați atenția aici, la acest ecran, pentru că noi știm că satul dumneavoastră, satul Mărzești, împlinește anul ăsta 550 de ani. E adevărat? Iar pentru asta, maestri, mulți ani trăiască! Să trăiască satul! Tare frumos și, cum vă spuneam, tinerii de aici din sat s-au concentrat și au adunat gândurile artistice și au făcut un material video despre satul ăsta minunat. Eu vreau să vă îndemn să vă concentrați atenția la ecran și să urmărim toate firele frumoase de istorie care s-au întâmplat trecutul, în satul Mărzești. Prezentul satului Mărzești. M-am născut într-un sat micuț. Patru mahale erau și lungi. Trăiesc de rând cu satul și azi florile sunt altele după ani. La crâșmă și la căsoaie e coasta satului din vale. În drum, în deal și la hârtop e ușa satului, a sătenilor. Cu timpul se noi o mahala, la cruce îi se zicea, mergea lumea se-nchina. Toate sunt cu amintiri de demult, de parcă altă lume a apărut. Plin satul cu copii era, liliacul peste tot îmbiba. Fântânile de sete te potoleau, liniștea tuturor la sfat stătea. Muzeu era în orice casă, brodatul, țesutul, soare rază. Locurile sunt mai pitorești, tradiția când o păstrezi. Povestea noastră s-a sfârșit. Alți copii în mahale s-au născut. Cu dragoste noi le creștem, satul să înflorească, să genereze. Bătrânul sat natal, Mărzești ai fost botezat.
că ne întrâm cu drag la tine, o răstignire ne întâlnește din inimă. Fântâni îngrijite cu apă rece, gospodari și gospodini în cale mețese, 550 de ani împlinești, scumpul nostru sat, drag ne ești. Dragostea ascunsă ce o port, versuri zedic cu dor, cu o traistă de amintiri, te port mereu în gând. Sunt cu bilet de călător, dar mă alin în al tău ecou, prin lumea mare tot colind, la tine lacrima vine plângând. De ce trecerea timpului se duce, rădăcina împletită nu se uită. Școala e amintire vie, clipele rămase din copilărie. Biserica ne binecuvintează, viața să o trăim în liniște sufletească. Cântul, ciripitul de păsărele, ulițele satului înfloresc în ele. Pădurea pitită pe două dealuri, coline cernute în levezi și floare, oameni harnici, pașnici buni, ziua satului sărbătoresc acum. Casa de cultură în mijloc de sat, jocul de bătrâni este păstrat, core se învârt aprinse, satul meu, melodie dulce, miros de pâine pe vatră, trăitori cu blânda soartă, cu gusturi îmbibate de miresme, înflorești alături de prieteni. Viața e frumoasă, dar ne desparte. Nu este bine, e scris în fila de carte. Pământul să înconjori copile, să nu uiți de unde ai plecat în lume. Din suflet cu cuget te îmbrățișez, scumpul meu sat, mulți ani să trăiești. Extraordinar, prieteni, eu că nu sunt pământean de al dumneavoastră și am trăit niște emoții nemaipomenite, dar toți dumneavoastră care v-ați născut, ați crescut și trăiți aici, sunt sigur că acest filmuleț va strânit sufletele și emoțiile. Eu vreau să rog tinerii care au făcut acest film, lăsați-l pe toate rețelele de socializare, lasă să vadă lumea ce sat frumos și deosebit aveți. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, azi, aici, în satul dumneavoastră, se întâmplă un lucru minunat cu ocazia acestei sărbători frumoase, cu ocazia aniversării celor 550 de ani pe care îi împlinește satul dumneavoastră. Consiliul Raional, în frunte cu domnul președinte Dinu Țurcanu, bineînțeles, prietenul nostru drag, Ilan Șor, va aduce în dar acest lucru minunat pe care l-ați așteptat și pe care îl meritați cu desăvârșire. Iluminatul stradal aici, în tot satul Mărzești, pe toate ulițele acestui sătuc minunat. Dar mai multe o să vă spună chiar oamenii care se fac vinovați de acest lucru, oamenii care au contribuit, oamenii care fac lucruri frumoase și deosebite. Și primii pe care îi invit aici în scenă este nimeni altul decât primarul satului Mărzești, domnul Vitalii Berezanțăv, împreună cu doamna consilier Galina Capșa. Vă rugăm tare mult, hai să veniți aici în scenă. Domnul primar, ai straie de sărbătoare. Suntem încântați să te vedem atât de frumos și pregătit de evenimentul de azi. Iar până ție îți mai trec un pic emoțiile, eu o să ofer acest microfon doamnei Galina. Doamna Galina, vă rugăm. Stimați sătini, mă bucur foarte mult că am ajuns la așa eveniment important și plăcut pentru satul nostru, adică este vorba de primul proiect, prima izbândă realizată de primarul nostru, care am rugat și am contribuit ca dumnealui să vină la noi în sat. Și datorită tuturor celor cetățeni care l-au susținut, au pus umărul și am ajuns la așa un eveniment. Le mulțumim Consiliului Raional, domnului Ilan Șor, care
ne ajută și cred că acesta este un început, un început frumos, dar cred că după acest proiect vor urma multe și toate de succes. Vă mulțumim mult! Și noi vă mulțumim, mulțumim din tot sufletul pentru lucrurile frumoase pe care le faceți aici la dumneavoastră în comunitate. Iar în ceea ce urmează, vreau să ofer microfonul prietenului nostru drag, cel care vi l-am dat aici să facă ordine și sperăm noi că n-a dezamăgit. Dacă n-a dezamăgit în acest an, dați aplauze, dacă nu, haideți acasă. Ia să vedem. Ei bine, Vitalie, lumea te susține, bravo! Iar noi te felicităm cu acest proiect frumos pe care astăzi aici îi dăm foc și suntem noi siguri că e primul, dar cu siguranță nu ultimul. Vitalie Berezanță, primarul dumneavoastră, oameni buni! Mersi mult, Andrei. Elena Ivanovna, mulțumesc mult de toate cuvintele frumoase. Bună seara, stimați locuitori a comunii Mărzești. Cu ajutorul Domnului și bună seara la toată echipa care ne vizitat azi, oaspeții noștri la Consiliul Raional. Primari sunt din localitățile noastre, din raionul Orhei. Bună seara la toți! Stimați locuitori, totuși cu ajutorul Domnului s-a finisat astăzi iluminatul stradal. Un proiect bun venit, așteptând de mulți ani, toată lumea așteaptă iluminarea stradală. În toate localitățile. Iacă la Mărzești s-o finisat astăzi, cu ajutorul Domnului. Vreau să vă felicit din tot sufletul. Vreau să felicit echipii Consiliului Raional, domnul Dinu Țurcanu, președintele Raionului. Și din partea voastră, din partea mea, vreau să felicit pe domnul Ion Mironiș Șor și echipii lui pentru de susținere, de tot ce fac ei pentru noi, pentru raionul Orhei și pentru toată țara. Să ia bă domnul în pază și pe noi tot. La mulți ani vouă și numai bine. Sănătate! Mulțumim, succes, Vitalie, ție pentru mai departe. Felicitări cu acest proiect și cum am spus mai sus, cu ăsta să nu te învechești și altul să urmeze mai departe. Vitalie Berezanță, mulțumim! Felicitări, domnule primar, încă o dată. Iar în cele ce urmează, vreau să invit aici în scenă un om care acum nu știu cum se împarte, pentru că el bai la Piatra, bai la Mărzești, bai la Jora, nu știu de unde atâta putere și atâta timp. Curatorul regiunii în care se află și satul dumneavoastră, satul Mărzești, domnul Radu Bușilă, pe care îl invit cu mare drag aici în scenă. Radu, te salutăm și îți mulțumim că ești alături de noi. Bună seara, bine ai venit și mulțumim! Mulțumim și ție, Avelin. Sănătate mare, Doamne ajută și într-un ceas bun. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, astăzi iată că formațiunea noastră, Partidul Politic Șor, în frunte cu echipa sa, în primul rând Vitalie Berezanțev, primarul comunii dumneavoastră, domnul Dinu Țurcanu, președintele raionului, domnul Ilan Șor și deputata Marina Tauber, a reușit să realizeze acest proiect frumos și mult așteptat și meritat de către dumneavoastră din plin. Noi sperăm că acest proiect va fi prima piatră de temelie în construcția noastră durabilă pe care o facem în întreg raionul Orhei, dar și inclusiv și în comuna Mărzești. Mai avem de lucru foarte multe alte proiecte, noi toți despre asta cunoaștem foarte bine, și drumurile, și asistența socială, și crearea locurilor de muncă, și alte multe lucruri care trebuie realizate cu precădere în raionul nostru drag Orhei, dar și în comuna Mărzești. Noi vă dorim să fiți uniți, să fiți puternici, să fiți împăcați, să susțineți administrația publică locală în persoana lui Vitalie, în persoana Consiliului Raional și, desigur, conducătorii noștri, domnul Ilan Șor și Marina Tauber. Să vă aibă Dumnezeu în pază, succes mare, Doamne ajută și într-un ceas bun! Mulțumim, Radu, și ție succes! Dați aplauze lui Radu, el pe lângă faptul că are grijă de toate satele astea, duminica viitoare participă în alegeri
va fi candidat la funcție de primar în comuna Piatra. Noi îi dorim mare succes. Iar în cele ce urmează vreau să invit aici în scenă o echipă frumoasă de oameni deosebiți care au venit să-l susțină pe Vitalie Berezanță și pe toți dumneavoastră. Primarul de Berezlogi, domnul Pavel Ustețchi. Primarul de la Biești, doamna Maria Matus. Și consilierul raional Anatol Neamță. Oameni frumoși, oameni tineri, devotați, implicați și cu energie deosebită. Bună seara! Bine ați venit, dragilor, iar în numele tuturor acestor trei frumoși crai de la Răsărit, va vorbi primarul de la Berezlogi, Pavel Ustețchi. Mersi mult, domnul Alin. Bună seara tuturor! Vreau sincer să vă felicit, dragi vecini, pentru că ați ajuns la momentul în care o să fie iluminat, o să fie iluminată întreaga comuna dumneavoastră. Sincer, este un proiect destul de important pentru întreg raionul și echipa noastră pas cu pas demonstrează că totul este posibil doar dacă să vrem și dacă suntem uniți. Să fim o echipă permanent și la bine și la greu. Aș vrea să menționez un fapt care ar trebui să-l cunoașteți și dumneavoastră. Vă spun sincer că cu domnul Vitali suntem împreună în această echipă chiar de la început. Îl cunosc ca pe un om responsabil, un gospodar foarte brav în tot ceea ce face. Vreau să vă rog să-l susțineți permanent când o să aibă nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că este foarte important susținerea fiecărui cetățean din comună. Vreau de asemenea să mulțumesc și să-l prezint pe domnul Dinu Țurcanu, care este președintele raionului. De asemenea, este un om foarte și foarte energic, capabil în foarte multe lucruri. Alături de echipa noastră învățăm, alături de echipa noastră lucrăm și facem lucrurile să fie mai frumoase și mai bune pentru dumneavoastră, stimați locuitori ai raionului Orhei, iar în cazul dat, stimați locuitori ai comunei Mârzești. Felicitări încă o dată, la mulți ani vouă și toate cele bune! Mulțumim, Pavel! Nu, rămâneți aici! Vă rog să rămâneți aici, Anatol, vă rog eu din tot sufletul. Iar eu o să invit și pe Vitalie, și pe Radu, pe toată lumea în frunte și împreună cu omul nostru minunat, prietenul nostru drag, președintele raionului Orhei, domnul Dinu Țurcanu, pe care îl cunoașteți, îl apreciați, iar noi îi mulțumim pentru toate eforturile și lucrurile frumoase pe care le face. Domnule președinte, bună seara, bine ați venit, mulțumim că sunteți alături și împreună de acești oameni deosebiți și minunați. Bună seara! Ne-am mai văzut azi vreo două ori. De 8 ori. Este a noua întâlnire, a noua eveniment la care participăm cu îndrăzneală de la ora 11. Ziua astăzi a fost o zi plină în care am stat de sfat cu locuitorii orașului, cu locuitorii raionului Orhei și am avut două evenimente mai speciale. Unul a fost la ora 11 în satul Pelivan, unde am inaugurat un teren de joacă pentru copii și cireașa de pe tort, cum ar veni, este acest eveniment frumos aici, unde vom ilumina în sfârșit comuna noastră dragă. Așa am înțeles că în câteva timp, Vitalie, chiar mâine, da, o să iluminăm și bucata cealaltă de sat, cum ar veni. Aici, pentru mine, întotdeauna, între Mârzești și Mârzaști, eu, poate există diferență între rude, dar pentru mine e un singur sat, vă spun așa cum este, asta mi-a rămas în memorie. Un sat pe două dealuri, putem spune așa, poate cineva din istoria satului ar putea să ne povestească dacă întotdeauna au fost două localități distincte sau au fost juridic doar una. Am văzut acest filmuleț impresionant, este vorba despre 550 de ani de când comuna este atestată, înțelegem, pentru prima dată în scrisurile noastre și este un eveniment istoric, mă obligă și în fața dumneavoastră este aici o echipă de conducere din cadrul Consiliului Raional, în frunte cu domnul Anatol Neanțăv, care este consilier raional, ne obligă ca cel puțin în două comune, aici,
și în comuna Berezlogi, la fel, dacă nu mă greșesc, Pavel, în scurt timp, tot se vor împlini 550 de ani și la dumneavoastră în comună, în afară de faptul că astăzi vom ilumina satul, vom pregăti și o surpriză specială dedicată acestei mari și frumoase date pentru ambele comune. O să fie așa, o să vă ținem un pic în intrigă, dar va fi o chestie de suflet, vom vedea ce vom organiza, o chestie aparte. Iar considerați ca iluminatul stradal să fie așa o mică doar mulțumire și știți pentru ce? Doar pentru faptul că ați avut încredere în noi încă anul trecut în toamnă, fiindcă atunci când ne-ați cocoțat pe noi în diferite funcții, primari aici în sate, consilieri locali sau președinți de raion sau consilieri raionali, nu s-a întâmplat nimic altceva decât v-ați pus 22 de consilieri, președintele raionului, 4 vicepreședinți, 29 de primari câți avem noi în raion, locuitorii raionului i-au pus strajă la două lucruri. La banii dumneavoastră și la averea dumneavoastră, care este a satului, a raionului. Și atât că dacă astăzi este posibil de iluminat deja aproape 50 de sate din raionul Orhei, în scurt timp toate 74 vor fi iluminate, toate aceste lucruri este posibil doar datorită faptului că bugetul raional, bugetul consiliilor locale este gestionat gospodărește, este gestionat corect, este gestionat la sânge și credeți-mă că doar în primul an de când suntem aici la guvernare în raionul Orhei, împreună cu toți locuitorii raionului, deja am obținut lucruri foarte importante care până acum, din păcate, nu știu de ce, nu s-au întâmplat. Dacă a fost posibil doar în primul an de guvernare să identificăm banii necesari pentru a ilumina satele, mă întreb ce s-au făcut cu banii în ultimii 4-8 ani de zile. Vă garantez și în această seară faptul că noi, conducerea raionului, împreună cu doi prieteni buni pe care dumneavoastră îi aveți, este vorba de Marina Tauber, pe care vă transmite salutări, și Ilan Șor la fel, ei sunt foarte aproape și cunosc îndeaproape toate problemele pe care le înfruntă și raionul cu fiecare localitate în parte. Deci împreună noi vom gestiona corect și eficient banii dumneavoastră, asta în primul rând. Da? Trebuie să fim corecți cu sărăcia asta în care noi trăim, trebuie să fim corecți cu ea. Și vom strânge cureaua și la anul viitor iarăși. Vom insista pe rețeaua de drumuri, vom insista pe ca întotdeauna copiii la școală, la grădiniță, la bibliotecă să aibă toate condițiile. Alte proiecte importante, vom stimula activitatea economică la nivel de raion, ca fiecare familie să-și găsească un rost aici, în sat, să-și poată oficial să fie angajată toată lumea oficial, ca cei tineri care își întemeiază o familie să beneficieze de asigurări sociale, mamele să beneficieze de indemnizații și așa mai departe. Este vorba despre o creștere economică care trebuie să înceapă ușor, dar sigur. În sensul ăsta vreau să vă spun că o să dăm dovadă de multă inițiativă, iar dumneavoastră în continuare o să cerem două lucruri. Înțelepciune și răbdarea pe care o dați dovadă de fiecare dată. Drumul nostru nu este pe o lună, nu este pe 2 ani, nu este chiar pe 4, o să vedeți. Drumul nostru este lung și va fi destul de dificil, fiindcă probleme sunt foarte multe, răbdare din ce în ce mai puțină și avem foarte mulți binevoitori care abia așteaptă noi să ne împiedicăm și să bată din palme. De asta, dragii mei, vândem, așa cum am făcut-o și până acum, uniți în jurul primarilor noștri, în jurul lui Vitalie, un băiat cu suflet, un băiat simplu, dar un băiat care iubește cu inima, în primul rând, și apoi, deja în rest, toate problemele vin de la rezolvate de la sine. Un băiat sincer, un băiat pe care, cu mândrie, vreau să vă spun că este și face parte din echipa noastră și un stâlp de nădejde, de altfel cum este și Pavel și doamna Maria, Radu, căruia îi mulțumesc din toată inima pentru tot efortul care l-a făcut în această perioadă. Și Anatol Neamțăv, un om deosebit, un băiat care și-a luat încă mulți ani în urmă în serios soarta lui și a multor tineri din raionul, din orașul Orhei și astăzi, iată, este un model de un tânăr care, dacă vrea, reușește.
Iată, echipa care stă în fața dumneavoastră și ceilalți care încă nu sunt aici și vă transmit încă o dată salutări și Marina Tauber și Ilan Șor și ceilalți primari care ne urmăresc acum pe pagina Consiliului Raional, unde Marin filmează, vă transmit salutări. Noi vă îmbrățișăm fiecare în parte. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Înger păzitor în tot ce faceți dumneavoastră. Și cum să vă spun? E timpul să se aprindă și lumina aici. E timpul să răsară măcar un pic cu soarele și pe strada noastră. Vă îmbrățișez la mai mult și la mai mare. Cu Doamne ajută și numai bine. Înger păzitor la fiecare. Mulțumim toată inima. Dumneavoastră vă mulțumim, domnule președinte, dumneavoastră și întregii echipe, vă mulțumim pentru inițiative, pentru lucruri frumoase și pentru că aveți grijă de oameni și, așa cum ați spus dumneavoastră, de banii oamenilor. Oameni buni, mai vorbim sau aprindem sfietul? Ce facem? Să se facă lumină. Noi, dacă ne lăsați aici în șeră, noi cu echipa asta vreo două săptămâni vorbim într-una, vă asigur eu. Și nu ne repetăm niciun cuvânt, vorbim. Da, dar să nu uităm de ce și pentru ce ne-am adunat în seara asta aici, să aprindem lumina, iluminatul stradal, aici, la dumneavoastră, în localitate, pentru că o meritați cu desăvârșire. Copii și toată lumea, hai să pornim numărătoarea inversă și să se facă lumină. Eu zic 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Și la propriu, și la figurat. Dați-le încă o dată aplauze acestor oameni minunați, în frunte cu domnul președinte, cu domnul Dinu Țurcanu, iar aplauzele puteți să le dați și mai tare, ca domnul președinte să transmită toate emoțiile astea doamnei Tauber, domnului Șor, întregii noastre echipe. Mulțumim din tot sufletul! Mulțumim Radu, mulțumim Vitalie, mulțumim la toată lumea! Domnul primar, stați aici pentru că v-au pregătit fetele frumoase de aici, de la Mărzești, o surpriză. Ia să vedem despre ce este vorba. Cu siguranță e ceva deosebit. Bună seara! Localitatea satului natal e aranjată sus pe deal. O întindere frumoasă cu case, drumuri, grădini mănoase. Bogăția ei sunt copiii. Oamenii, mândria, omenia, hărnicia, dăruirea, calități ce ne caracterizează. Spremul satului înfrumusețează. Ca bază la sat este veșnicia și crezul din bătrâni. Mărzești este un loc sub soare. Aici vreau să trăiesc. Cât trăim pe acest pământ, locul de vaștină e sfânt. Oamenii cu sărâsul smerite, peste tot sunt bineveniți în cântec. Muncit cu privirea dulce, gura de rai încet ne aduce. Mândru în toate cele, amintiri necert adesea. Mirosul de salcâma die, ulițele satului învie, primăvara înflorește în suflete. Plopii ne vechează de sus, prin unde? Târzie oră din ei este, ne sorb razele cochete, se vede cerul plumburiu, suflete cu inima bună, vă mulțumim! Satul meu, scump și drag,
iluminarea ne-a venit în prag. O, sătenii se bucură de visul împlinit. Ne închinăm până la pământ. Satul meu să fie satul sărbătoare luminoasă, oamenii să se mândrească, nucii să mugurească bine, sătenii ceasul clădit a fericirii, viața noastră să învie, prosperitate să adie, steaua vieții să înflorească. Domnule primar, vă mulțumim de proiectele realizate. Mulțumim mult! Ce frumos! Oricare primar și-ar dori o astfel de mulțumire. Vitalie, te asigur eu, oameni buni, iar noi vouă vă mulțumim. Îi mulțumim domnului președinte Dinu Țurcanu, întregii echipe și așa cum cu acorduri de fanfară v-am întâlnit, așa vă să-i spunem la revedere. Să aveți o seară frumoasă, iar toți dumneavoastră, locuitorii de la Mărzești, marți să aveți un hram pe potriva și pe măsura așteptărilor domnilor voastre. Felicitări, la mulți ani, la mai mult și la mai mare! Thank you.
primar, avem o mare mulțumire conducerii raionului. Vă urăm succese, susținere multă și Domnul să vă păzească în tot. Vă mulțumim foarte mult! Să-mi desară și pentru